Wade Wilson este un mercenar care se ocupă de la intimidarea stalkerilor care le stresează pe fete până la asasinate în toată regula. Dar indiferent de misiunea pe care o primește, omul mereu se simte bine și face mișto de tot ce e în jurul lui. Gen Wade e ca și un chiu ăla care numai nu se oprește din vorbit. By the way, indiferent de natura misiunilor sale, Wade nu se consideră un erou, ci numai un tip rău căruia îi place să-i bată pe cei mai răi ca el. La un moment dat, într-un bar în care a nostru obișnuiește să își piardă vremea, el a fost agățat de o damă de companie, ca să zic așa, care în schimbul a câtorva dolărei este dispusă să facă orice Wade își dorește. Amu, nu vă gândiți la prostii, că a nostru a dus-o pe fată la un date la o sală de jocuri. Gest prin care a făcut-o să se îndrăgostească de el. Așa că prostiile au venit numai după aceea. O, și încă câte. Gen băieți, ca să combinați fete, fiți drăguți, amuzanți și încetați să mai fiți disperați după păsărică. Deci relația dintre Vanessa și Wade merge bine. A da, Vanessa o cheamă pe tipă. Cei doi chiar logodindu-se. Dar într-o zi, a nostru a leșinat brusc, el fiind ulterior diagnosticat cu marele C, adică cu cancer. Așadar, zâmbetul de pe fața lui Wade s-a cam șters, dar într-o seară în care își îneca amarul la bar, a nostru a fost contactat de către un tip pe nume Smith, care susține că îl poate vindeca de boala sa. Plus, în proces, el va primi și niște abilități speciale. Așadar, nedorind să-și vadă iubita în depresie din cauza suferinței sale, Wade acceptă oferta lui Smith și este dus de către acesta în secret într-un laborator unde un așa zis doctor Ajax o să facă experimente pe el pentru a-i trezi gena X care este latentă în ADN-ul său. Până acum treaba asta nu sună rău deloc, dar pentru ca un om normal să își trezească gena X, adică o genă care să-i dea superputeri, acesta trebuie să fie injectat cu un ser special și să fie supus unui stres imens. Deci pentru o perioadă, Wade a fost torturat zilnic. În cele din urmă, metoda de tortură care i-a activat gena X a fost un aparat care l-a sufocat de viu. Gena X pe care Wade și-a trezit-o îl face să arate ca dracu, dar în schimb îi oferă un factor de regenerare incredibil. Iar cât despre experimentele lui Ajax, acesta nu are ca scop să îi ajute pe oameni cu problemele lor, ci acesta vrea să creeze și să vândă arme biologice. Deci pentru a nu ajunge sclavul cuiva, Wade îi dă un cap în gură asistentei lui Ajax și îi fură chibritul cu care se juca, astfel ca pe când el a rămas singur în laborator, el a aprins chibritul și a cauzat o explozie din cauza gazelor din aparatul în care era închis. Pe când Ajax a ajuns pe zonă pentru a vedea ce s-a întâmplat, el a fost atacat de Wade. Dar omul de știință a reușit să-l facă pe a nostru să-și lase garda jos, zicându-i că el e singurul care îi poate repara fața. Așa că Ajax a reușit să profite de momentul de ezitare a lui Wade pentru a-l înfrânge și pentru a-l înjunghea în inimă, astfel lăsându-l să ardă cu restul laboratorului. Totuși, Ajax a subestimat factorul de regenerare a lui Wade, acesta trezindu-se în ziua următoare complet nevătămat. În ciuda faptului că acum Wade este liber și sănătos, el nu a avut curajul de a merge înapoi la Vanessa din cauza felului în care arată. Așa că a nostru s-a mutat cu o bătrânică oarbă și simpatică și a făcut un costum de anti-erou și a luat numele de Deadpool și s-a pus să-i vâneze pe oamenii lui Ajax ca inevitabil să ajungă la savantul care i-a distrus fața și să-l oblige să-i o repare. În scurt timp, Deadpool l-a găsit pe Smith și l-a făcut pe acesta să-i dea locația lui Ajax. Așa că nostru a mers cu taxiul până pe un pod, de pe care a plonjat direct în convoiul de mașini al dușmanului său. Acesta reușind să provoace distrugeri semnificative și să elimine o grămadă de oameni folosind doar două săbi și un pistol cu 12 gloanțe. În cele din urmă, Deadpool l-a găsit și l-a imobilizat pe Ajax. Așa că nostru și-a dat jos masca și l-a pus să-i repare fața. Dar în spatele lui Wade a apărut un mutant pe nume Colossus. Mutant care a văzut la știri că Deadpool provoacă haos în oraș, așa că s-a decis să meargă după el pentru a-l convinge să se alăture oamenilor X. Vedeți voi, X-menii sunt o echipă de mutanți eroi care sunt conduși de un tip căruia îi se zice profesorul Xavier. După cum probabil v-ați dat seama până acum, a nostru nu prea e un erou, așa că el
nu prea gustă filozofia de pace și fără răzbunare a lui Colossus. Deci cât timp cei doi mutanți se contraziceau, Ajax și-a luat tălpășița, lucru care l-a scos din sărite pe Deadpool, care a dat să sară la bătaie cu Colossus. Dar no, fă-i ceva la Ditai Matahala de metal. Deci după ce Deadpool și-a rupt toate oasele de la mână încercând să-l pocnească pe Colossus, el a fost legat de acesta cu niște cătușe și dus cu forța la sediul X-Men. Deci neavând încotro, a nostru și-a tăiat mâna pentru a evada. Cât despre Ajax, acum că el este conștient de adevărata identitatea lui Deadpool, el a mers la barul în care Smith l-a recrutat și a aflat de relația pe care acesta a avut-o cu Vanessa. Așadar, savantul nebun merge după fată pentru a se folosi de aceasta, pentru a-l opri pe Deadpool din a-i mai strica planurile. Noroc că la moment patronul barului l-a sunat pe a nostru și i-a zis de ce se întâmplă, cei doi fiind prieteni destul de buni. Așadar, Wade a ajuns primul la Vanessa, dar el tot nu a avut curajul de a vorbi cu ea, lucru care i-a permis lui Ajax să o prindă singură pe fată, să o răpească și să-i zică lui Wade să vină după ea. Așadar, a nostru se înarmează până în dinți și merge să-i ceară ajutorul lui Colossus pentru a-și salva fosta iubită. Adică, oarecum, ea este în pericol din vina lui, pentru că el l-a lăsat pe Ajax să scape. Așadar, cei doi bărbați și o tipă mutant pe nume Negasonic merg cu taxiul până la locația lui Ajax, unde cei doi X-Men se luptă cu lacheii săi ca Deadpool să poată să meargă după Vanessa, care, by the way, a fost băgată de către doctor într-o mașină de tortură similară cu cea care i-a activat lui Wade Gena X. Așa că a nostru și-a aruncat o sabie în acel dispozitiv ca fosta lui să nu moară sufocată. Iar pentru că a luptat cu o armă în minus, el și-a cam luat bătaie. Dar noroc că Vanessa s-a putut elibera din capcana în care era închisă și a sărit în ajutorul fostului ei. By the way, Negasonic a trebuit să își dezlănțuie întreaga putere pentru a-l salva pe Colossus de asistenta lui Ajax. Iar explozia respectivă a destabilizat platforma pe care Deadpool se bătea. Așadar, a nostru o bagă pe Vanessa înapoi în mașina aia de tortură pentru a supraviețui căzăturii, după care le rezolvă pe Ajax. By the way, după ce a pierdut lupta, savantul îi zice lui Wade că toată povestea cu vindecatul feței a fost doar o cacealma. Așa că a nostru scoate un pistol și e gata să se răzbune. Dar în momentul ăla, Colossus intervine între cei doi și îi zice prietenului său că răzbunarea nu-l va face mai fericit. Dar bineînțeles că Deadpool nu e un erou și îl împușcă pe doctor în cap fără remușcări. El nu merită un Dumnezeu să-l ierte. Așadar, Deadpool se reunește cu Vanessa, care i-a dat câteva lovituri în zona sensibilă, din cauza că a părăsit-o fără să-i zică nimic. Dar noroc că ea este dispusă să-l sărute pe Wade în ciuda noii sale fețe, asta dacă bea câteva șoturi. Probabil câteva mai multe. După aceste incidente, Deadpool a continuat să fie un mercenar și în prezent el îl vânează pe un mafiot pe nume Sergei. Dar a nostru este nevoit să-și lase ținta în pace momentan. Pe de o parte din cauza că aceasta a primit întăriri, dar și pentru că a nostru întârzia la aniversarea relației sale cu Vanessa. Așadar, după ce a ajuns acasă, Wade i-a dat iubitei sale un jeton de la sala de jocuri în care au avut primul date. Iar Vanessa i-a dat tipului o cutiuță în care se afla steriletul ei. Gen, acum fata vrea să facă un Deadpool Junior. Deci toate bune până acum, dar în timp ce ai noștri se gândeau la ce nume să-i pună copilului, oamenii lui Sergei au intrat peste ei în casă, iar Wade a fost nevoit să-i elimine unul câte unul. Pe când părea că apele s-au calmat, Sergei a apărut în tocul ușii și a tras după Deadpool. Dar cea care a încasat glonțul a fost Vanessa. Nezo s-o ierte! Așadar, a nostru îi după rus și se aruncă cu el în fața mașinii. De la moartea Vanesei, micul nostru antierou a intrat într-o depresie gravă. Depresie din cauza căreia a încercat să își ieie viața prin diverse mijloace. Dar ghinion cu factorul ăla de regenerare, pentru că tipul pur și simplu nu poate muri, indiferent că bea clor sau se aruncă în aer. By the way, chiar și în depresie, gura lui Wade a rămas neschimbată. Plus, de fiecare dată când te
teoretic el ar muri, sufletul său merge într-un fel de purgatoriu unde se întâlnește cu sufletul Vanesei. Asta cel puțin până când puterile sale îl readuc înapoi la viață. Ca și fapt divers, sufletele celor doi îndrăgostiți sunt separate chiar și în acest purgatoriu, pentru că Wade e într-un fel de moarte clinică, în timp ce Vanessa e moartă de-a binelea. Adică între ei există un zid care nu îi lasă mai mult decât să se vadă și să vorbească ocazional. În fine, știți vorba aia? Prietenul la nevoie se cunoaște? Păi Colossus a văzut că Deadpool suferă, așa că el l-a luat și l-a dus pe bucăți la baza X-Men. Iar de data asta a nostru nu mai încearcă să fugă, ci se alătură echipei de eroi. Oarecum. Între timp, un mutant pe nume Russell a fost abuzat fizic de către conducerea orfelinatului în care stătea. Așa că la un moment dat Pușciu s-a săturat de toată treaba asta și a început să își folosească puterile pentru a se apăra, adică pentru a-i ataca pe angajații instituției. Așa că la moment X-menii au fost chemați pentru a gestiona situația, iar Russell nu ezită să-i atace și pe ei. În cele din urmă, Deadpool a reușit să-l imobilizeze pe băiat ca poliția să-i pună la gât o zgardă care să-i neutralizeze puterile. Adică, no, Colossus nu l-a lăsat pe Deadpool să-l omoare pe Puști, pentru că acum el e un X-Men, adică un erou. După ce Russell nu a mai constituit o amenințare, personalul orfelinatului s-a arătat dornic să-l preieie pe băiat. Dar Wade, văzând că Pușciu mai degrabă vrea să meargă la închisoare decât înapoi la orfelinat, el se uită un pic la gâtul băiatului și se prinde instant că acesta a fost abuzat. Așa că la moment el îl împușcă în cap pe unul dintre îngrijitorii care încercau să pună mâna din nou pe Russell. Așa că X-menii au fost nevoiți să-l oprească și pe Deadpool. Iar drept pedeapsă pentru fapta sa, acesta a fost închis împreună cu Russell într-o închisoare de maximă siguranță. Dar hei, măcar prin gestul său, Deadpool i-a câștigat încrederea lui Russell. Dar din cauza că Pușciu îi cauzează probleme cu restul deținuților, Wade încearcă să-i explice că ei nu sunt prieteni. Plus din cauza zgârzii care îi neutralizează puterile, a nostru e din nou bolnav de marele C. By the way, la un moment dat, un tip din viitor pe nume Cable a atacat închisoarea în care Wade se afla pentru a-l ucide pe Russell. Așa că a nostru îi stă în cale și reușește să scape de zgardă în proces. Deci Deadpool și-a recăpătat puterile. Dar cam degeaba, pentru că moșul îi rupe curul în două și îi confiscă jetonul ăla pe care i l-a dat iubitei sale înainte de a muri. Cu un ultim efort, Deadpool reușește să-l ducă pe Cable în afara închisorii și tot o vizitează pe Vanessa în purgatoriu încă o dată. Iar din cauza unor lucruri pe care fata i le-a zis, a nostru decide să continue să-l protejeze pe Russell. Păcat că acum Pușciu l-a scos pe a nostru de la inimă. Din cauza că gura l-a luat pe dinainte și i-a zis băiatului că nu-i pasă deloc de el. În fine, a nostru află de la prietenul său cu barul că Russell urmează să fie transferat într-o altă închisoare. Așa că Deadpool își face o echipă pe nume X-Force pentru a-l salva. By the way, Cable a aflat de planurile antieroului de la prietenul său, adică or fi ei prieteni, dar tipul e un fricos și jumătate. Așadar, în ziua transferului, a nostru și echipa sa atacă convoiul poliției. Dar din toată forța X, doar o tipă pe nume Domino apucă să fie utilă, aceasta având superputerea de a fi norocoasă, ceva de genul cum era Gwen din seria originală Ben 10. Așadar, pentru Russell se luptă Deadpool cu Domino împotriva lui Cable, dar în timpul bătăii, Pușciu a reușit să își strice încuietoarea de la celulă, dar băiatul, în loc să se implice în conflict, el merge și își eliberează noul prieten, pe Juggernaut. Prieten pe care și l-a făcut după ce Deadpool l-a lăsat singur în închisoare. Așadar, cu ajutorul lui Juggernaut, Russell este din nou liber și nu mai vrea să aibă de-a face cu Deadpool. Așa că Domino îl duce pe a nostru acasă la baba aia oarbă pentru a-și regenera rănile suferite în luptă. Plus, ghiciți ce? Cable le bate la ușă pentru a le cere ajutorul. Vedeți voi? Russell urmează să-l ucidă pe directorul orfelinatului care i-a făcut viața amară. Iar acest lucru, în viitor, îl va transforma pe băiat într-un criminal cu sânge rece. Criminal care i-a omorât lui Cable întreaga familie. Așadar, tipul s-a întors în trecut pentru a-l elimina pe Russell pentru a-și salva soția și fica. Dar acum că băiatul este ajutat de Juggernaut, el nu mai are nicio șansă de izbândă. Plus, în caz că vă întrebați de ce moșul nu se întoarce în timp, înainte ca Russell să fie prieten cu Matahala aia, păi moșul mai are suficientă energie în ceasul său de călătorit în timp, doar pentru a-l mai folosi
o singură dată, adică pentru a se întoarce acasă. Deci pentru că Deadpool poate rezona cu iubirea pe care Cable i-o poartă soției sale, el este de acord să-l ajute pe Moș cu condiția de a-l lăsa mai întâi să încerce să rezolve problema cu Russell folosind vorbele, nu forța. Deci dat fiind că situația e din nou groasă, Deadpool îi cere ajutorul lui Colossus. Dar de data asta tipul nu e dispus să-i dea o mână de ajutor, din cauza că încă e dezamăgit de Deadpool, din cauza evenimentelor de la orfelinat. Așa că Domino, Wade și Cable se duc cu taxiul după Russell și ajung fix când băiatul a dat să bată la ușa orfelinatului. Amu Juggernaut se ocupă de ai noștri ca Russell să își poată vedea liniștit de răzbunare. Dar după cum era de așteptat, Dita e Matahala de om e destul de dură. Așa că noroc că în cele din urmă pe zonă a apărut și Colossus cu Negasonic și încă o tipă. Așadar, cât timp X-Menii se ocupau de Juggernaut, jucând un pic murdar, Deadpool și Cable au ajuns la Russell, dar băiatul nu vrea să audă nimic din ce Deadpool vrea să-i zică. Așa ca nostru încearcă o mișcare îndrăzneață și se apropie de băiat purtând zgarda aia de anularea puterilor. Dar Cable nu a avut încredere în Russell și a dat să-l împuște. Lucru care l-a determinat pe Wade să sară în fața glonțului, sacrificându-se pentru băiat. Gest care a schimbat viitorul. Adică ursul fetei lui Cable a prins culoare. Lucru care înseamnă că acum în viitor ea trăiește și nu a mai fost arsă de vie. Deci dat fiind că Wade și-a îndeplinit scopul de a-l salva pe Russell, el nu-și lasă prietenii să-i dea jos zgarda aia pentru a putea muri ca să se reunească cu Vanessa. Dar fix când părea că cei doi vor fi din nou împreună, Deadpool este tras înapoi în lumea celor vii de către Cable. Adică moșul a fost mișcat de sacrificiul lui Wade, așa că s-a folosit de ultima sa călătorie în timp pentru a merge înainte de luptă ca să-i pună lui Deadpool jetonul pe care l-a confiscat fix în locul în care urma să fie împușcat. Așadar, Deadpool va mai prinde și un al treilea film. Cât despre Cable, el rămâne blocat în trecut pentru o vreme, dar Negasonic a reușit să-i repare ceasul de călătorit în timp. Totuși, în loc să-i dea lui, ea i-l-a dat lui Deadpool să se distreze. Așa ca nostru profită de acel ceas pentru a-și salva iubita, pentru a merge prin câteva filme din trecut și pentru a face ca actorul său să nu accepte să joace în Green Lantern. Adică filmul ăla a fost slab rău și nu i-a adus prea multe cuvinte de laudă lui Ryan Reynolds. Plus, în caz că vă întrebați ce s-a ales de directorul orfelinatului lui Russell, taximetristul lui Deadpool l-a călcat cu mașina. Fraților, și cam asta a fost acțiunea din Deadpool. Cel puțin până în mai 2024, când o să apară cel de-al treilea film. By the way, filmul ăla o să fie și despre Wolverine. Deci, până atunci, eu vă las cu membrii de pe canal. Un rând de aplauze pentru legendele... Zorin, Mihaela Cristescu, Raptorul R, Crazy Geleu, Sebi Silvaș, Levi Lowlight, Alex Șmecherul, dar și celorlalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticul Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.